la compania Sărbuza Domiciliu. Întreține niște bălăcași. O bucurie de bucur. O toartă atât de masă. Un coș cu puciuri și o ursuleță. Vedeți sau din partea cui surpriza? Adumam așa, am văzut deja. Așa, avem un mesaj pentru tine. De ziua ta, fetița mea, eu îți trimit felicitare. Regret că nu sunt lângă tine, dar sunt la mare depărtare. Dar vreau să știi, frumoasa mea, că mama te iubește. Și tu, și ceilalți copii ai mei, îmi faceți viața o poveste. Eu îți doresc o zi de naștere frumoasă, cu multe flori, prieteni și bucurie în casă. Să fii tu sănătoasă, dulcea mea copilă, să înveți la școală bine, să mă mândresc cu tine. Un viitor frumos în fața ta să stea, să fii tu bucurie și fericirea mea. La mulți ani, fiica mea Marinela, mama te iubește. La felicitare se alături Vasile, fratele Ion, mătușa Ana și Lilo, verișoarele Aurora și Adelina. Poți să spui mesaj pentru ei? Mulțumesc mult pentru acest cadou. Nu m-am așteptat și mă aștept alături de mine. Vreau să felicit cu ziua de naștere. Îți doresc mult sănătate, fericire, bucurie. Vreau ca să fii cea mai fericită persoană de pe pământ. Să-ți iubești familia, precum te iubești pe sine. Vreau să înveți bine la școală, să fii foarte străduitoare, să fii alături de noi mereu. Vreau să fii sănătoasă, mulți ani înainte, să ne ascult de părinți, să înveți bine la școală. Mulți ani înainte. Popo, popo! Așa-ți popo, ia mai nimica. Să-și acuzi de părinți, să ai doar noapte bune la școală, să acuzi de învățători și să... Să-și părinte la casă, așa vreau, să-și cu mine de părinte, să-și lângă noi. Bravo! Vreți multă sănătate, fericire, bucurie, să ai bucurie de la surori, de la verișori, să ascult de părinți, de profesori, să ai noapte bune la școală. La cine să trăiască, la cine să...